Trupa Taxi a fost lansată în 1999 la inițiativa lui Dan Teodorescu și a lui Adrian Borțun, care la vremea aceea cântau într-o formație numită Altceva. S-au alăturat proiectului și George Pătrănoiu, un vechi prieten chitarist. Le lipsea un toboșar pe care l-au ales în urma audițiilor, pe Lucian Cioargă. Cel care a găsit numele trupei a fost Dan Teodorescu. În 1999 au lansat împreună piesa N-ajung la ele, care n-a avut nici cea mare succes, așa că au compus și lansat Criogenia salvează România, piesă care a prins foarte bine la public. A venit și nominalizarea la Festivalul de Muzică Ușoară Mamaia 1999. Primul material discografic a fost lansat în noiembrie același an, jumătate de album. Tot în 99 a apărut și primul videoclip al formației, Criogenia salvează România. Albumul Cele două cuvinte, despre a cărui piesă titlu vorbim astăzi, a fost lansat în 2011 și s-a bucurat de un succes foarte mare. Singurul ce dă numele albumului a avut parte de un videoclip inedit în care 26 de bărbați celebri din România încearcă să spună femeilor din viața lor un sincer te iubesc. Doamnelor, domnișoarelor, sărut mâinile, să știți că eu am făcut piesa asta pentru nevastă mea, ca să înțeleagă că eu chiar dacă nu-i spun te iubesc, adică nu înțeleg de ce, care era problema, în fine, sper că am înțeles că deci am înțeles că sunt mulți bărbați în situația asta, dar au problema asta. Dar să știți că și acum vorbesc în numele tuturor bărbaților cu această problemă, doamnelor, domnișoarelor, noi chiar vă iub, deci chiar dacă nu vă spunem te iubesc, cred că e clar, asta e pentru dumneavoastră, să rămână numai bine și exact cum am spus, vă iub, deci, clar, sigur. Sunt bărbat, nu sunt deloc complicat, sunt relativ simplu, ce-am în inimă am și-n minte. Spun deschis tot ce gândesc, mai puțin când vine vorba despre cele două cuvinte. Cuvintele alea două pe care ai vrea să le auzi într-una tu, însă dacă nu ți le spun, nu înseamnă că nu, că nu. În clipul lansat de Dragobetele lui 2011, încearcă să spună te iubesc Vizante, Robert Turcescu, Oreste Cabral, Dan Bitman, Andy Vasluianu, Mihai Mărgineanu, Horia Brenciu, Florin Chilian, Virgil Ianțu, Miță de la Bere Gratis, Tudor de la Fly Project, Cornel Ilie, Adi Despot, Gabriel Cotaviță, George Vintilă, Camara, Ghiuri Pascu, Cătălin Măruță, Leonardo Roftei, Vilmar, Chelu, Toni Grecu, Șervan de la Animal X, Smiley și Răzvan Fodor. De altfel, la gala premiilor muzicale Radio România, piesa Cele două cuvinte a primit premiul pentru cel mai bun mesaj al anului 2011 în muzica românească. Și până și suedezilor le-a plăcut atât de mult melodia, încât au tradus versurile și au făcut un videoclip pentru ea. Jag älskar, jag ber dig ge mig lika mycket kärlek du brukar ge din hund. Melodia trupei s-a bucurat de succes în mai multe țări de-a lungul timpului. Există chiar și o versiune poloneză a piesei. Ce nie odezwie, ale oddanie w oczach ma. Nie zmuszaj mnie, bym wyznał to. Może po prostu naprawię samochód twój. Naprawdę chcę, lecz nie potrafię, bo z mężczyznami niestety tak już jest. Ale w końcu wyznam ci, że też kuch. Însă, în România, Cele două cuvinte rămâne piesa care și acum aduce reacții pozitive și alungă timiditatea. Hai să încercăm împreună. Cele mai frumoase melodii ale românilor s-au strâns într-un proiect al Radio România Regional. Puteți viziona întreaga colecție Eu aleg România, ascultă-ți muzica, 100 de melodii ale românilor, pe YouTube și pe eualegromânia.ro.